Bine ați venit. În clipul de astăzi vom rezolva primul test de pregătire pentru examenul de evaluare națională 2024. Haideți să începem cu subiectul întâi. Sper că ați reușit să vă descărcați testul, să rezolvați și sunteți pregătit pentru corectarea lui. Avem primul exercițiu, rezultatul calculului. 2 plus 2 împărțit la 2 ori 2 minus 2 este cu ce operație trebuie să începem. Bineînțeles, cu împărțirea din paranteză. Asta înseamnă că vom avea 2 plus. 2 împărțit la 2 este 1 și în rest transcriem. Apoi trebuie să efectuăm această operație din paranteză, iar 2 plus 1 este 3 și vom avea 3 ori 2 minus 2. Următoarea operație pe care trebuie să o efectuăm este înmulțirea și 3 ori 2 este 6, iar 6 minus 2 va fi 4. Asta înseamnă că răspunsul corect este punctul A. Mergem mai departe la 2. Dacă 3x plus 5 este egal cu 11, atunci x este egal cu, haideți să luăm de desubt ecuația, dacă nu știți să rezolvați ecuații, vă rog să mi spuneți în comentarii pentru că am realizat o serie de clipuri pe această temă, rezolvarea ecuațiilor, aflarea unui termen necunoscut în diferite situații. Haideți să vedem ce trebuie să facem aici. Noi trebuie să aflăm necunoscuta X, de aceea primul pas este să îl mutăm pe 5 cu operația de scădere. Asta înseamnă că în stânga vom rămâne cu 3x, iar în partea dreaptă vom avea 11 minus 5, adică 6. Iar apoi, între 3 și x este operația de înmulțire, iar orice factor dintr-un produs se află prin operația de împărțire. Asta înseamnă că x este egal cu 6 împărțit la 3, adică x va fi egal cu 2 și răspunsul corect este punctul B. Am ajuns deja la al treilea exercițiu. Cel mai mic număr natural prim din intervalul închis în minus 5 și deschis în 10 este. Haideți să vedem ce înseamnă acest interval. Avem practic toate numerele de la minus 5 până la 10. Atenție la faptul că intervalul este închis în minus 5, asta înseamnă că minus 5 face parte din interval și este deschis în 10, adică 10 nu aparține intervalului. Și noi trebuie să vedem cel mai mic număr natural prim. E clar că minus 5 nu poate fi, nu este un număr natural. 0 este un număr natural, însă atenție, nu este număr prim. Nici 1 nu este un număr prim. Asta înseamnă că cel mai mic număr natural prim din acest interval este egal cu 2. Apoi, la 4 toate fracțiile subunitare de forma APB, unde A aparține mulțimii 2, 4, 6 și B aparține mulțimii 3, 4, 5, sunt în număr de... Haideți să vedem fracțiile subunitare. O fracție este subunitară dacă numărătorul, adică A în acest caz, este mai mic decât numitorul, adică decât B. Și vom avea, spre exemplu, prima fracție. Când A este 2, observăm că B poate fi 3. Aceasta este o fracție subunitară. De asemenea, am putea să scriem fracția 2 supra 4 sau chiar 2 supra 5. Toate aceste fracții sunt subunitare. Un alt exemplu, dacă am avea numărătorul 4 la numitor, observăm că B-ul nu poate fi 3, deoarece această fracție nu este subunitară, este o fracție supraunitară. De asemenea, dacă B ar fi egal cu 4, observăm că fracția este echiunitară și nu e corect, iar dacă B-ul este 5, observăm că avem o fracție subunitară și atunci e corect. Mergem mai departe, dacă A ar fi 6, Observăm că supra 3 nu e subunitară, nici supra 4, nici supra 5. Asta înseamnă că fracțiile subunitare de această formă sunt în număr de 4. Putem să scriem doar 4 fracții subunitare. Mergem acum la 5. 4 elevi au calculat media aritmetică a numerelor. 2024 minus radical din 2023 și 2024 plus radical din 2023. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos. Dintre cei patru elevi a calculat corect, haideți să vedem cine. Ce înseamnă media aritmetică a două sau a mai multor numere? Spre exemplu, dacă am avea numerele A și B, media lor aritmetică este A plus B supra 2, adică suma numerelor împărțită la numărul lor. Și atunci vom avea Media aritmetică este egală cu primul număr, 2024, minus radical din 2023, plus al doilea număr, 2024, plus radical din 2023, totul supra 2, pentru că sunt două numere. Observăm că, din fericire, Scăpăm de un număr, putem să-l reducem pe radical din 2023, pentru că avem minus radical din 2023 și plus radical din 2023 și sunt numere opuse. Și atunci vom rămâne cu 2024 plus 2024, adică 4048, totul supra 2. Iar 4048 totul împărțit la 2, evident că este 2024 și atunci Andrei este cel care a răspuns corect. Mergem la 6. Andreea, mai devreme am avut Andrei și acum Andreea, are acum 14 ani. Adică cu 3 ani mai mult decât avea fratele ei anul trecut. Vârsta fratelui Andrei în prezent este de 11 ani. Afirmația este adevărată sau falsă? Haideți să ne gândim, să o luăm practic. Andrei are acum 14 ani, adică cu 3 ani mai mult decât avea fratele ei anul trecut. Ceea ce înseamnă că fratele ei anul trecut avea 14 minus 3 ani, adică 11 ani. Asta se întâmpla anul trecut. Și atunci în acest an fratele ei va avea 11 plus 1, adică 12 ani. Ceea ce înseamnă că vârsta din prezent a fratelui Andrei nu este de 11 ani și atunci afirmația este falsă. Mergem la subiectul al doilea. În figura alăturată, punctele A, B, C și D sunt coliniare în această ordine, astfel încât BC are 2 cm, AB are lungimea egală cu dublul lungimii lui BC, sau AB este 2 BC pe scurt, iar punctul C este la mijlocul lui BD. Cât este lungimea segmentului AD? Haideți să vedem mai întâi cât este lungimea segmentului AB. Știm că e 2 ori BC, adică 2 ori 2, și atunci AB-ul are lungimea de 4 cm iar despre punctul C știm că este la mijlocul segmentului BD. Asta înseamnă că cele două segmente care s-au format, și anume BC și CD, sunt congruente și atunci și CD-ul are lungimea de 2 cm. Și acum, pentru lungimea segmentului AD, vom avea AB plus BC plus CD, adică 4 cm plus 2 cm plus 2 cm 4 plus 2 e 6, 6 plus 2 e 8 cm. Asta înseamnă că răspunsul corect este punctul C. Mergem acum la 2. În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile BAC, KAE, EAD, DAB în jurul punctului A, astfel încât măsura lui BAC este 3x plus 10 grade, acesta de aici măsura unghiului KAE este egală cu x grade, măsura unghiului EAD este x plus 10 grade, iar măsura unghiului DAB este 2x minus 10 grade. Valoarea lui x este, am uitat aici una, îl voi adăuga înainte să vedeți voi site-ul acesta, să vedeți acest uh, test pe site. Haideți să vedem ce știm despre unghiurile în jurul unui punct. Noi știm că toate aceste unghiuri sunt în jurul punctului A. Asta înseamnă că suma măsurilor lor este egală cu 360 de grade. Haideți să scriem așadar. Avem măsura unghiului BAC plus măsura unghiului QAM plus măsura unghiului EAD plus măsura unghiului DAB egal cu 360 de grade. Și haideți să înlocuim. BAC este 3X grade plus 10 grade. Plus x grade plus x plus 10 grade plus 2x grade minus 10 grade egal cu 360 de grade. Observăm că scăpăm de 10 grade, avem două numere opuse și acum avem 3x cu 1x, 4x, cu încă un x, 5x și cu încă 2x vom avea 7x. Apoi mai avem un 10 grade egal cu 360 de grade. Observăm că putem să-l ducem pe 10 cu operația de scădere. Asta înseamnă că 7x grade egal cu 360 minus 10 adică 350 de grade împărțind la 7 vom obține că x este egal cu, cu 350 împărțit la 7 adică 50 de grade. Cum x grade egal cu 50 de grade înseamnă că valoarea lui x este 50. Haideți să mergem acum la 3. În figura alăturată este reprezentat triunghiul dreptunghic BAC, iar punctele D și E sunt mijloacele laturilor BC respectiv AC. Dacă lungimea ipotenuzei este de 18 cm, atunci lungimea segmentului AG este egală cu unde AD se intersectează cu BE în punctul G. Haideți să vedem ce este acest punct G pentru triunghiul nostru dreptunghic. Având în vedere că D este la mijlocul lui BC, înseamnă că AD este o mediană în acest triunghi. De asemenea, E este la mijlocul lui AC și atunci și BE este o mediană. Iar punctul de intersecție dintre AD și BE este, conform ipotezei, punctul G. Asta înseamnă de aici, și vă reamintesc că punctul de intersecție dintre două mediane este centrul de greutate. Și atunci ne rezultă că G este centrul de greutate al triunghiului BAC, iar acest centrul de greutate are o proprietate foarte importantă. El se află la două treime de vârful triunghiului și la o treime de latura triunghiului și vom avea că AG... Este partea dinspre vârful triunghiului, adică 2 pe 3 din mediana corespunzătoare. Observați că este 2 pe 3 din AD. Și acum ne punem întrebarea, bun, dar cum îl aflăm pe AD? Pentru că noi nu-l știm pe AD. Noi tot ce știm este că lungimea ipotenuzei pe este de 18 cm. Și atunci, haideți să ne amintim teorema medianei în triunghiul dreptunghic. Nu-i așa că o știți cu toții? E foarte importantă. Mediana în triunghiul dreptunghic are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Sau, pe scurt, mediana este jumătate din ipotenuză. Asta înseamnă că ADM este BC supra 2. Aș vrea să fac așa o mică precizare, un mic disclaimer, să spunem, în limbajul vostru. Uh, nu scriu toată demonstrația pentru că la aceste exerciții, la subiectele 1 și 2, voi trebuie să rezolvați pe ciornă și trebuie doar să încercuiți rezultatul corect. Rezolvarea pe care voi o vedeți aici nu o scrieți pe foaia de examen, o veți scrie pe Ciornă. Iar la subiectul al treilea avem rezolvări complete, unde trebuie să explicați absolut în detaliu fiecare lucru, mai ales la geometrie. Trebuie să spuneți ce teoreme folosiți și așa mai departe. Revenind, știm că mediana AD este jumătate din BC, asta înseamnă că AD este 18 pe 2, de unde ne rezultă că AD este de 9 cm. Și atunci, haideți să aflăm lungimea lui AG. AG va fi 2 pe 3 din 9, pe care îl putem scrie ca 9 supra 1 și observați cum avem o simplificare și rămânem cu 1 respectiv 3. Sau puteți să faceți înmulțirea direct, cum vă este vă mai ușor. Asta înseamnă că AG va fi. La numărător avem 2 ori 3, 6, la numitor 1, adică AG are 6 cm și atunci răspunsul corect este punctul B. Haideți să mergem la 4. O problemă foarte interesantă, de altfel am ales-o tocmai pentru că am vrut să vedeți o problemă drăgăță la cerc. Avem un cerc de centru O, în figura alăturată, și ABCD sunt două diametre perpendiculare, după cum se poate observa. Punctul F aparține cercului, iar punctele E și G aparțin segmentelor OA, respectiv OC, astfel încât patrulaterul acesta albastru este un dreptunghi. Dacă BD are lungimea de 3 radical din 2 cm, atunci lungimea diagonalei GE din dreptunghi este de... Haideți să vedem ce am putea să facem. În primul rând, dacă ne uităm la triunghiul acesta BOD format, Având în vedere că diametrele sunt perpendiculare, observăm că se formează un triunghi dreptunghic. Mai mult aș putea să spun că este un triunghi dreptunghic isoscel, având în vedere că OB și OD sunt raze în acest cerc. Și am putea să notăm lungimea lor cu R. Imediat. Așa că vă propun să facem teorema lui Pitagora. Un triunghiul BOD în care știm că măsura unghiului O este de 90 de grade, și atunci ne rezultă că suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei, adică OB la 2 plus O de la 2 egal cu B de la 2, ceea ce înseamnă că OB-ul știm că are lungimea de R cm conform notațiilor pe care le-am făcut anterior, plus R la fel centimetri la 2. Egal cu BD care e 3 radical din 2, totul la 2. Și acum, atenție! R la a doua plus R la a doua nu înseamnă R la 4. Nu adunăm exponenții, exponenții se adună doar la operația de înmulțire. Gândiți-vă că aveți un R la 2, vă imaginați că are un 1 în față, plus încă un R la 2 și atunci obținem 2 de R la 2, egal cu în partea dreaptă vom avea. 3 la a doua, adică 9, ori radical din 2 la a doua, dispare radicalul și rămânem cu 2. Observăm că din start am putea să împărțim la 2, scăpăm de acest 2 pe care îl avem și în stânga și în dreapta. Asta înseamnă că raza la a doua este de 9. Cum raza e lungimea unui segment și trebuie să fie un număr pozitiv, ne rezultă că e egal cu 3 cm. De ce am făcut această precizare? Pentru că în mod normal, când aveți o ecuație de tipul x la 2 egal cu A, de aici ne-ar fi ieșit că x este plus minus radical din nou, adică plus minus 3. Însă nu ar avea cum R să fie minus 3 pentru că vorbim de lungimea unui segment. Acum, noi am aflat că raza este de 3 cm și probabil vă întrebați, bun, dar ce legătură are asta cu ceea ce îmi cerem problemă, cu diagonala GE? Având în vedere că, din ipoteză, noi știm că patrulaterul OEFG este un dreptunghi, din proprietățile dreptunghiului, noi ce știm despre diagonale? Știm că diagonalele sunt congruente. Asta înseamnă că GE este congruent cu OF. Dar OF, ce este OF? Ce este în acest cerc? Evident că este o rază, și dacă OF este o rază, ne rezultă de aici că GE are aceeași lungime cu raza cercului, ceea ce înseamnă că GE este de 3 decimetri. Cum vi s-a părut această problemă? Haideți să mergem mai departe la 5. Mă uitam acum la răspunsurile pe care le-am ales și observați că avem și decimetri cred că este foarte important să fiți atenți la unitățile de măsură. Mă gândeam atunci când o să fac un test de pregătire, la răspunsul să am 3 cm, 3 cm pătrați, 3 cm cubi sau 3 decimetri astfel încât voi să nu urmăriți doar rezultatul, ci să fiți și atenți la unitățile de măsură pe care le aveți într-o problemă. Pentru că atunci când discutăm despre lungimea unui segment, noi folosim unitățile de măsură pentru lungime, adică metru, centimetru și așa mai departe. Când discutăm despre o arie, avem centimetru pătrat, metru pătrat. Când discutăm despre volum, discutăm despre unități cubice, metru cub, centimetru cub, etc. Considerați că ar fi oportună o recapitulare pe această temă, pe unități de măsură, Poate ar fi bine să public o serie de clipuri exact cu aceste lecții, pentru că nu le-am încă pe canal. Dacă voi credeți că v-ar fi de folos o recapitulare la unități de măsură, vă rog să-mi spuneți în comentarii și eu voi reveni cu acele clipuri cât de curând. Continuăm acum cu problema 5. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD cu AB de 4 cm, BC4 radical din 2 cm și baza mare CD de 14 cm. Dacă înălțimile trapezului au lungimea de 4 cm, atunci lungimea proiecției segmentului AD pe DC este... Haideți să vedem! Mai întâi voi evidenția segmentul AD și să vedem cum facem proiecția lui pe DC. Vom proiecta evident fiecare punct în parte și observăm așa că de Aparține lui DC, asta înseamnă că proiecția lui D pe DC este evident punctul D, pentru că nu am de ce să-l proiectez, el se află deja acolo. Apoi, avem punctul A, trebuie să facem proiecția lui PDC. Și noi știm că A este o înălțime, asta înseamnă că A este o perpendiculară PDC pe și atunci proiecția punctului A PDC este punctul E. Ceea ce înseamnă că proiecția segmentului AD pe DC este DE. E. Și atunci, cu alte cuvinte, noi trebuie să aflăm lungimea acestui segment, lungimea segmentului de e, pentru că segmentul de e este proiecția lui AD pe DC. Și haideți să vedem ce am putea să facem. Voi șterge partea aceasta pentru a avea loc, evident. Și avem așa, baza mare era de 14, Având în vedere înălțimile AE și BF, putem să aflăm lungimea segmentului EF. Noi observăm chiar că acolo, în interior, se formează un pătrat, și atunci EF are aceeași lungime cu baza mică a trapezului, adică are tot 4 cm. Ce-ți spune dacă am aflat cât este FC, ca apoi să putem să aflăm lungimea segmentului DE prin diferență? Mergem așadar în triunghiul BFC în care știm că măsura unghiului F este de 90 de grade. Și atunci, ce folosim? Teorema lui Pitagora, sau ați putea să faceți și alte lucruri, sunt convinsă că deja o parte dintre voi v-ați format așa ca un mecanism. Când vedeți 4 radicali din 2 pe ipotenuză, nu e așa că știți cât este lungimea lui FC fără să mai faceți teorema lui Pitagora? Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă știți la ce truc mă refer. Acum, haideți să vedem, avem FC la a doua, plus BF la a doua egal cu BC la a doua. Ceea ce înseamnă că FC la a doua plus 4 la a doua egal cu 4 radical din 2 totul la a doua, și atunci FC la a doua plus 16 egal cu, ridicăm la a doua și avem 4 la a doua 16, radical din 2 la a doua este 2, iar 16 ori 2 pentru că spațiul nu mai permite, voi scrie direct că este 32, și îl ducem pe 16 cu scădere, ceea ce înseamnă că FC la a doua va fi 32 minus 16, adică 16. Cum FC reprezintă lungimea unui segment, e clar un număr pozitiv și atunci avem radical din 16, adică 4 cm. Și acum nu ne rămâne decât să aflăm lungimea segmentului DE, e, care este diferența dintre lungimea lui DC, lungimea lui EF și FC. Și atunci avem 14 minus 4, minus 4, fiecare evident centimetri. Și avem 14 minus 4 e 10, iar 10 minus 4 înseamnă 6 centimetri. Și atunci răspunsul corect este punctul C. Și am ajuns la problema 6, ultima problemă de la subiectul al doilea. Vreau să vă reamintesc că dacă voi rezolvați corect primele două subiecte, deja ajungeți la nota 7, o notă bună de altfel, dar trebuie să lucrați cu foarte multă atenție. Aș putea să vă prezint și reversul medaliei. Gândiți-vă cât lucrați la o problemă la subiectul al treilea și e tot 5 puncte. Așadar, lucrați cu mare atenție la subiectele 1 și 2, pentru că puteți câștiga foarte ușor 5 puncte sau le puteți pierde la fel de ușor. Acum, în figura alăturată este reprezentat cubul ABCD a prim, C prim, Măsura unghiului dintre A de și B c este egală cu. Cum facem când vine vorba de măsura unghiului a două drepte în spațiu? Căutăm o paralelă la una dintre ele și atunci observăm, spre exemplu, că A de prim este paralelă cu B'C'. Și haideți să scriem. Avem A de paralelă cu BC prim Asta înseamnă că măsura unghiului dintre A de prim și B prim C devine măsura unghiului dintre, în loc de A de prim, vom scrie paralela pe care am găsit-o și atunci avem măsura unghiului dintre B C și B prim C, adică măsura unghiului dintre diagonalele unui pătrat, pentru că suntem într-un cub de altfel. Și noi știm că diagonalele unui pătrat sunt perpendiculare. Asta înseamnă că măsura unghiului este de 90 de grade. Atenție, am întâlnit elevi care spuneau că în această situație măsura unghiului este de 0 grade. Este greșit. Vorbim de un unghi care are măsura de 0 grade în cazul în care, spre exemplu, am fi avut două drepte paralele. Atenție la astfel de probleme. Aveți pe canal, dacă nu găsiți, la fel vă rog să-mi spuneți în comentarii, clipul în care discutăm doar despre unghiul la două drepte în spațiu. Mergeți și îl vedeți în cazul în care nu vă descurcați încă cu astfel de exerciții. Și am ajuns la subiectul al treilea. Haideți să începem prima problemă. Un turist parcurge un traseu în 3 zile. În prima zi parcurge 3 pe 7 din traseu și încă 3 km, a doua zi 2 pe 11 din rest și încă 5 km, iar în ultima zi restul de 58 de km. Este posibil ca lungimea traseului să fie de 98 de km? Justificați răspunsul. Haideți să vedem ce s-ar întâmpla în fiecare zi. Avem prima zi 3 pe 7 din traseu, adică 3 pe 7 din 98 supra 1 și încă 3 km. Putem să simplificăm 98 cu 7 prin 7, rămânem cu 1 respectiv. Haideți să facem împărțirea 98 împărțirea 7, 7-9 odată, ne rămâne restul 2, iar în 28 4 ori, ceea ce înseamnă că 98 împărțirea 7 va fi. 14 și atunci vom avea 3 pe 1, adică 3, ori 14 plus cei 3 km și acum 14 ori 3, 3 ori 4, 12, 2 scriem, 1 reținem, 3 ori 1, 3 plus 1, 4 și avem 42 plus 3, adică 45 de km. Și observăm că în a treia zi, ar trebui să avem un rest de 58 de kilometri, ceea ce nu prea e posibil. Dacă adunăm doar prima zi și cu a treia zi, observăm că avem 45 plus 58 și vom avea 5 plus 3, 13, 5 plus 8, 13, 1 reținem, 5 plus 4, 9 și cu din minte 10 și am avea 103 km doar din prima și din a treia zi. Și atunci e clar că nu poate fi traseul de 98 de km pentru că 108 este mai mare și nici nu am luat în calcul a doua zi. Și atunci răspunsul este nu e posibil. Haideți să rezolvăm acum punctul pe unde avem de aflat lungimea întregului traseu. Vă propun să notăm cu X lungimea traseului. Și acum să scriem datele. Prima zi, este 3 pe 7 din traseu, adică 3 pe 7 din x supra 1 plus încă 3 km. Asta înseamnă că avem 3x supra 7 plus 3. Și acum haideți să aflăm restul după prima zi. Putem să-l notăm cu restul 1, care va fi lungimea totală, adică x, minus ceea ce am parcurs în prima zi, adică 3x pe 7 plus 3. Haideți să ne concentrăm asupra restului 1, să desfacem parantezele și avem restul 1 egal cu x minus. Distribuim acest minus ambilor termeni din paranteză. Am putea pe acest x chiar să-l scriem ca x supra 1, minus 3x supra 7, minus 3. Aducem la același numitor și atunci avem 7x supra 7, minus 3x supra 7, minus 3 ceea ce înseamnă că restul 1 e 4x supra 7 minus 3 km. Haideți să vedem acum a doua zi, care era 2 supra 11 din rest și încă 5 km. Adică 2 supra 11 din acest rest, atenție să-l scrieți între paranteze, și încă 5 km. Și acum, haideți să desfacem parantezele. Vom face înmulțirea, ceea ce înseamnă că vom avea 2 supra 11, ori 4x supra 7, minus 2 supra 11, ori 3 sau 3 supra 1, plus acel 5 de pe final. Și atunci obținem, simplificări nu avem, facem înmulțirile și vom avea 8x supra 77, minus 6 supra 11, plus 5 supra 1 din păcate și haideți să-l amplificăm cu 11. Și atunci avem 8x minus 78x supra 77 minus 6 supra 11 plus 55 supra 11 și atunci vom avea 8x supra 77 iar minus 6 pe 11 plus 55 pe 11 înseamnă plus 49 supra 11. Și asta este a doua zi. Pentru a treia zi, Știm că ne-au mai rămas 58 de kilometri. Și acum haideți să scriem ecuația. Voi ștergem partea de sus. Noi știm că traseul total, adică x-ul, cu ce am notat lungimea traseului, va fi format din ceea ce am avut în prima zi, adică 3x pe 7 plus 3, ce am avut în a doua zi, adică 8x supra 77 plus 49 pe 11, plus, tot traseul, plus, al, plus partea care ne-a rămas în a treia zi, adică cei 58 de km, și avem de rezolvat această ecuație. Am putea, spre exemplu, să amplificăm cu 11, iar pe 3, la fel, îl considerăm ca 3 supra 1. Și atunci haideți să-l amplificăm și pe el cu 11. Asta înseamnă că vom avea x egal cu 33x supra 77 plus 33 supra 11 plus 8x supra 77 plus 49 supra 11 plus 58. Și acum x egal cu 33x Plus 8x va fi egal cu 41x, totul supra 77, plus 33 plus 49, vom avea 82, cred. Avem 3 plus 9, 12, 1 păstrăm, da, 82 supra 11, plus 58. Aș fi sperat că nu trebuie să aducem peste tot la același numitor, dar din păcate nu avem ce face, așa că haideți să le scriem pe toate supra 1 și să amplificăm. Și avem și aici x supra 1. Numitorul comun este 77, așa că haideți să amplificăm. Aici vom amplifica cu 7, iar pe 58 trebuie să-l amplificăm cu 77. Și haideți să vedem ce vom obține. Vom avea Numitorul comun este 77 și atunci îl putem elimina pentru că am adus la același numitor și în stânga și în dreapta. În stânga vom avea x ori 77, adică 77x, egal cu 41x plus. Haideți să facem înmulțirile separat: 82 ori 7, 7 ori 2, 14, 1 reținem, 7 ori 8, 56 plus 1 din minte, 57 și avem 574 plus. 58 ori 70 și 7 și vom avea 7 ori 8 este 56, 6 scriem 5 reținem 7 ori 5 35 plus 5 din minte 40, 7 ori 8 din nou 56, 6 scriem 5 reținem 7 ori 5 35 plus 5 din minte 40 și atunci avem 6, 6, 4 4, adică 4466. Haideți să vedem mai departe această operație și pe 41X îl putem duce în stânga cu operația de scădere. Și haideți să facem scăderea. 77 minus 41, 7 minus 1 e 6, 7 minus 4 e 3. Și atunci avem 36X, iar în partea dreaptă, 4466 plus 574 și vom avea 6 plus 4, 10. 0 scriem, 1 reținem. 6 plus 7, 13. Plus 1 din minte, 14. Din nou, 1 reținem. 5 plus 4 e 9. Plus 1 din minte, 10. Și 1 reținem. Și 4 plus 1 din minte, 5. Și atunci avem 5040 Evident că pe 36 trebuie să lucem cu operația de împărțire, însă eu aș începe, spre exemplu, cu o împărțire la 9. Am putea să împărțim toată relația la 9 și atunci în stânga avem 4x egal cu... Numărul din dreapta, dacă ar fi să calculați suma cifrelor sale, observați că este 9. Din acest motiv se divide cu 9 și m-am gândit că am putea să împărțim la 9. Și acum, 9 în 50 se cuprinde de 5 ori și avem 45, ne rămâne 5, iar 9 în 54 intră de 6 ori și avem 54 și încă un 0, adică 560. X va fi egal cu 560 împărțit la 4. Adică x este egal cu, haideți să facem împărțirea și avem așa. 4 în 5 o singură dată. Ne rămâne 1, iar 4 în 16 se cuprinde de 4 ori și mai avem un 0, adică 100 40 de kilometri. În concluzie, lungimea întregului traseu este de 140 de kilometri. Haideți să mergem acum la exercițiul al doilea, unde, cum știți deja, vă așteaptă o expresie. Se consideră expresia e de x, calculați e de minus 1. Haideți să stabilim din capul locului un lucru la exercițiile de felul acesta. Dacă eu ți-am cerut să calculezi e de minus 1, cel mai bine ar fi să mergi să înlocuiești. Nu trebuie să aduci expresia la o formă mai simplă la punctul A. Pentru că la punctul A tu ai două puncte. La punctul B observați că aveți trei puncte. Atunci nu vă pierdeți timpul la A cu aducerea expresiei la o formă mai simplă dacă nu vi se cere asta. Dacă ai de calculat E de 0, E de 1, E de 2 și așa mai departe, trebuie doar să înlocuiești. Atenție! în unele exerciții, s-ar putea să vă ceară să, calculați. să aduceți expresia la o formă mai simplă chiar de la punctul A. Eu nu contest asta, însă trebuie să fiți foarte atenți la cerință. Acum, haideți să înlocuim x-ul cu minus 1 și atunci vom avea minus 1 la 2, minus, minus 1 totul la a doua, atenție la paranteze, minus, minus 1 la 2, pe lângă minus 1 la 2, minus 2 ori minus 1, plus minus 1. Trebuie să recunosc că am fost destul de rea, să spunem, pentru că am ales să calculați în minus 1, având în vedere cum a ieșit sau câte paranteze aveți aici. Însă, nu vă speriați, va fi foarte simplu. Haideți să ne gândim, cât facem minus 1 totul la a doua? E simplu 1, pentru că puterea e pară și aveți minus 1 ori minus 1, adică 1. Apoi, minus cu minus va fi plus și atunci avem 1 plus 1 totul la a doua. Minus. Minus 1 la 2 din nou este 1, apoi din nou în paranteză avem un 1, minus cu minus va fi plus, iar 2 ori 1 este 2, și acum plus cu minus observăm că este minus și avem minus 1. Ceea ce înseamnă că e de minus 1 este egal cu 1 plus 1 va fi 2 și avem 2 la a doua, minus 1 ori. 1 plus 2 e 3, parcă arată mai bine acum, nu-i așa? Și acum 2 la 2 e 4, minus 3, minus 1. Asta înseamnă că e de minus 1 va fi 4 minus 3 e 1, iar 1 minus 1 e 0. Și am terminat și am primit cele două puncte. Acum la punctul B e clar că nu arată bine. La punctul B avem o sumă foarte interesantă, aș spune chiar o ecuație, pentru că trebuie să determinăm un număr natural nenul x. Acum trebuie să aducem expresia la o formă mai simplă. Așa că, pentru a avea spațiu, voi șterge în partea de sus voi la examen cu siguranță veți avea spațiu, veți primi și foaia respectivă suplimentară, nu e o problemă. Haideți să vedem ce aș putea să fac aici. Avem E de X egal cu. Cum am putea oare să facem să aducem la o formă mai simplă, mai frumoasă? Am putea să mergem pe varianta clasică, pur și simplu să desfacem parantezele. Având în vedere că avem ceva de tipul A minus B totul la a doua, haideți să reamintim formula de calcul când avem o diferență la pătrat, adică a minus b totul la a doua, și vrem să folosim formula de calcul, nu că vrem, trebuie să folosim formula de calcul, și obținem a la a doua minus 2 ori, a ori b plus b la a doua. Ceea ce înseamnă că în acest caz lucrăm pas cu pas și vom avea primul număr, adică x la a doua, totul la a doua, minus 2 ori x la a doua ori x, adică 2 ori, a ori b, plus b la a doua, adică plus x la a doua minus și venim aici și observăm că avem minus x la a doua ori x la a doua, adică x la puterea a patra, pentru că adunăm exponenții, apoi minus cu minus va fi plus și haideți să calculăm separat. Avem x la a doua ori 2x. Acesta vă imaginați că are un 1 în față și atunci 2 ori 1 este 2, iar x la a doua ori x la puterea întâi de fapt are exponentul 1 este x la puterea a treia, și mai avem acel X singurel de pe final. Aș vrea să fac așa ca o mică observație. Eu îmi dau seama că exercițiile de felul acesta nu sunt foarte accesibile. Dacă nu vă descurcați la calcul algebric, e greu să rezolvați, mai ales mi imaginez că în clasă, când se rezolvă la tabla astfel de exerciții, se merge repede, se sar multe etape, însă voi trebuie să vă propuneți să aveți răbdare cu voi pentru a urmări pas cu pas ce se întâmplă. Cum am făcut eu mai devreme, stați să dau înapoi, când v-am explicat separat cât este înmulțirea dintre x la 2 și 2x, voi trebuie să luați pe ciornă și să faceți calculul, să înțelegeți ce obțineți. Învățați să lucrați separat, pas cu pas, pentru a nu greși. Nu trebuie să le faci direct în minte. Poate ai colegi care fac asta, dar dacă tu nu reușești să faci asta acum, nu e nicio problemă, mai ai timp să mai exersezi. Bine, depinde și când vezi acest clip. Acum, haideți să vedem ce facem aici. Avem x la a doua, totul la a doua, și vă reamintesc că dacă aveți o putere la o altă putere, se înmulțesc exponenții. Adică veți avea a la puterea m ori n, în acest caz x la puterea 2 ori 2, adică x la puterea 4. -a. Mergem mai departe. Avem doiul și acum avem această înmulțire. x la a doua ori x care are puterea 1 și vedeți că adunăm din nou exponenții și obținem x la a treia, plus x la a doua minus x la 4 plus 2x la 3 plus x. Partea mea preferată, haideți să reducem din termeni. Avem x la 4 minus x la 4, 2x la 3 plus minus 2x la 3 plus 2x la 3. Și am scăpat. Asta înseamnă că e de x este egal cu am rămas cu x la a doua plus x și atenție, nu obținem x la a treia, așa rămâne sau de fapt am mai putea să mai facem ceva aici dacă ar fi să descompunem, observăm că am putea să-l dăm în factor comun pe x și acum din x la a doua, care înseamnă de fapt x ori x, gândiți-vă că ați luat un x în factor comun, ceea ce înseamnă că rămâneți cu un singur x iar din x, dacă îl dați în factor comun pe x, rămâneți cu 1. Și atunci obținem că e de x este x pe lângă x plus 1, unde x este un număr real. Și haideți să vedem punctul B, unde spune determină numărul natural de nul, știind că se întâmplă chestia respectivă. Haideți să vedem cine este e de 1. E de 1 se obține prin înlocuirea lui x cu 1 și atunci avem 1 ori 1 plus 1, adică 1 ori 2. Și vă rog să nu faceți înmulțirea. Apoi, E de 2 înseamnă 2 ori 3. E de 3 va fi egal cu 3 ori 4. Și așa mai departe, E de N înseamnă N ori N plus 1. Deci am spus să nu faceți înmulțirea. Dacă voi faceți la început 2 ori 3, 3 ori 4 și așa mai departe, înseamnă că trebuie să faceți și la final, la E de N. Și veți vedea că nu vă ajută. Haideți să facem o șmecherie. Avem așa, 1 supra E de 1, adică 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus puncte 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 plus 1 supra N pe lângă N plus 1 egal cu 2023 supra 2024. Când vedeți această sumă foarte drăguță cu fracții, oare vă amintiți ce trebuie să faceți. E așa un mic artificiu să spunem, care vă ajuta pe voi să transformați într-o sumă care arăta mult mai bine. Dacă nu vă amintiți, haideți să facem împreună. Dacă ar fi să ne uităm la numerele de la numitor, observăm că sunt numere consecutive. Mai mult, diferența dintre 2 și 1 e 1, adică chiar numărul de sus. Apoi, 3 minus 2 e 1, chiar numărul de sus. 4 minus 3 este tot 1, adică numărul de sus. N plus 1 minus N e 1. Și atunci, haideți să scriem toți numărătorii în funcție de numerele pe care le avem la numitor. Ceea ce înseamnă că în locul acestui 1, noi putem să scriem 2 minus 1 supra 1 ori 2. Plus 3 minus 2 supra 2 ori 3. Plus 4 minus 3 supra 3 ori 4. Plus puncte, puncte, puncte. Plus n plus 1 minus n. Totul supra n pe lângă n plus 1 egal cu 2023 supra 2024. Bun, și vă întrebați, la ce mă ajută? Că nu arată mai bine din contră, aș putea să zic că arată mai rău, am mai multe numere. Haideți să ne gândim la următoarea situație. Dacă ați avea o diferență de tipul A sau o sumă, A plus sau minus B, totul pe C, nu e așa că ați putea să rupeți în două fracții? Bineînțeles că ați putea scrie ca A pe C plus sau minus B supra C. Și atunci, haideți să facem asta și aici. Desfacem fiecare fracție în două, cu riscul că vom scrie mai mult, dar veți vedea că se întâmplă ceva foarte drăguț. Vom avea 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2. Observați cum prima fracție, cum pe prima fracție am desfăcut-o în două. Plus 3 supra 2 ori 3, minus 2 supra 2 ori 3. Plus 4 supra 3 ori 4, minus 3 supra 3 ori 4, nu vă pierdeți speranța. Plus puncte puncte, plus n plus 1 supra n pe lângă n plus 1, minus n supra n pe lângă n plus 1, egal cu 2023 pe 2024, dar nu mi încape pentru că scriu prea mare. Și acum, haideți să vedem la ce mă ajută aceste transformări. Ce aș putea să fac la aceste fracții? Oare v-ați gândit la niște simplificări? Priviți! Putem să simplificăm 2 cu 2 și atunci rămânem cu 1 pe 1. Minus, a doua fracție este 1 pe 2, nu avem ce să facem. Plus, la următoarea fracție simplificăm 3 cu 3 și atunci observați că rămâneți cu 1 supra 2 ori 1, adică 2. Minus, simplificăm 2-ul și rămânem cu 1 pe 3. Plus, simplificăm 4 și rămânem cu 1 pe 3. Simplificăm 3-ul și rămânem cu 1 pe 4, și așa mai departe, iar la final simplificăm n plus 1 cu n plus 1 și rămânem cu 1 pe n minus 1 pe n plus 1 egal cu 2023 supra 2024. Sper că sunteți în continuare aici și nu v-ați pierdut speranța pentru că urmează pasul meu preferat. Uitați-vă câte numere opuse avem! Și cum se reduc? Avem minus 1 pe 2 cu plus 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu plus 1 pe 3, minus 1 pe 4 cu plus 1 pe 4 și așa mai departe. Înaintea lui 1 pe n, cu siguranță avem un minus 1 pe n. Și atunci rămânem cu primul și ultimul termen. Asta înseamnă că avem 1 pe 1, minus 1 pe n plus 1 egal cu 2023 supra 2024. Și haideți să aducem la același umitor, amplificăm cu n plus 1. Asta înseamnă că obținem N plus 1, evident, supra N plus 1, minus 1 pe N plus 1, egal cu 2023, supra 2024, avem același numitor, așa că putem efectua diferența, și vom avea N plus 1, minus 1, înseamnă N, supra N plus 1, egal cu 2023, supra 2024 și cred că se observă că N este egal cu 2023. Dacă nu mă credeți, înmulțiți pe diagonală. Haideți să facem și asta împreună. Și avem așa 2024 N, adică 2024N, egal cu 2023 pe lângă N plus 1. Și când desfacem paranteza, vom avea 2023N plus 2023. Mutăm 2023N cu operația de scădere și atunci din 2024N, dacă scădem 2023N, rămânem cu un singur N, Egal cu 2023. Sunt foarte curioasă cum vi s-a părut acest exercițiu. Mie mi se pare foarte interesant. Dar, care e părerea voastră? V-ar plăcea să aveți un astfel de subpunct la examen? Haideți să mergem, o întrebare destul de grea. Haideți să mergem mai departe la 3. Se consideră numerele, arătați că x este 1 pe 2 și demonstrați că numărul z este număr natural. x-ul arată foarte bine, e simplu. Dacă nu mă înșel, așa era și la simulare. Aveați la exercițiul 3 ceva asemănător, și primul era foarte ușor de calculat. Sfatul meu, rugămintea mea, luați-o cum vreți, este să nu abandonați subiectul al treilea. Mi-am dat seama că sunt elevi care nu se uită pe subiectul 3 pentru că au o idee preconcepută că e greu. Dar nu e greu, cel puțin la punctul ăsta, ar putea să fie mai ușor decât te aștepți. Așa că încercați să rezolvați. Vorbesc acum pentru toată lumea și subiectul al treilea. Măcar punctura sau măcar să scriești ceva la fiecare exercițiu. Cel puțin așa s-ar întâmpla într-o lume ideală. Haideți să vedem X-ul. Vă rog să îl transcrieți sau dacă vă verificați. Aveți puțin tic răbdare până îl transcriu și eu. Și acum începem cu... Paranteza, trebuie să respectăm ordinea efectorii operațiilor, adică mai întâi trebuie să facem înmulțirea din paranteză și la înmulțire foarte drăguț, facem simplificări. Simplificăm 3 cu 6, ne rămâne 2 respectiv 1. Ceea ce înseamnă că x va fi egal cu 2 pe 3 plus 5 ori 1 e 5, iar la numitor 2 ori 4 e 8. Împărțit la 31 pe 12, haideți să facem acum operația de adunare din paranteză, iar pentru asta trebuie să aducem la același numitor. Așa că haideți să amplificăm cu 3 respectiv cu 8. Numitorul comun era exact pe dos, cu 8 respectiv cu 3. Numitorul comun este 8 ori 3, adică 24. Iar la numărător avem 8 ori 2 16 plus 3 ori 5 15 împărțit la 31 pe 12 x va fi egal cu 16 plus 15 este 31 și avem 31 pe 24 împărțirea la 31 pe 12. Bineînțeles că puteți să faceți împărțirea directă, acesta este un caz fericit, însă mie nu-mi place să fac direct. Mie mi-ar plăcea să vă reamintesc cum procedăm când avem o împărțire de fracții și anume păstrăm prima fracție, iar pe a doua o înmulțim răsturnată. Și acum simplificări. 31 cu 31 rămânem cu 1, 12 cu 24 rămânem cu 1 respectiv 2. Asta înseamnă că x va fi egal cu 1 ori 1 este 1, iar 2 ori 1 e 2, exact ce se cerea. Eu zic că punctul ăla nu e prea greu, mai ales că sunt doar operații cu fracții, operații cu numere raționale. Încercați să recapitulați și să faceți o astfel de cerință. Haideți să vedem la B. La B e clar că avem nevoie și de Y. Dacă X-ul verifică cunoștințele voastre în ceea ce privește operațiile cu numere raționale, adică operațiile cu fracții mai pe înțelesul vostru, la Y trebuie să verificăm cum stați cu operațiile cu numere reale sau, altfel spus pe înțelesul vostru, cu numerele cu radical. Așa că haideți să-l transcriem pe Y. Așa și haideți să respectăm ordinea efectorii operațiilor. Avem 3 supraradicali din 2 împărțit la, observăm că avem voie să facem această diferență datorită faptului că în radical avem același număr. Atenție, dacă în radicalul, de exemplu aici am fi avut 3 radicali din 3, nu aveați cum să faceți operația, trebuia să găsiți o variantă prin care să desfaceți paranteza. Dar în acest caz, având în vedere că în radical avem același număr, e super, putem să facem diferența și Transcriem radicalul, facem operația doar cu numerele din față, iar 5 radical din 2 minus 3 radical din 2 e de fapt 2 radical din 2, pe care îl putem scrie deodată ca 2 radical din 2 pe 1. Și acum păstrăm prima fracție și pe a doua o înmulțim răsturnată. Asta înseamnă că vom avea simplificări, nu, și atunci facem direct înmulțirile și avem 3 ori 1 e 3, iar la numitor avem 2 radical din 2 ori radical din 2 care are un 1 în față și atunci 2 ori 1 e 2, iar radical din 2 ori radical din 2 e radical din 4 sau radical din 2 la a doua sau mai simplu radical din 4 e 2, așa că rămânem cu 2 ori 2, adică y este egal cu 3 supra 4. Și acum trebuie să ne întoarcem să aflăm numărul z. Atenție, nu am terminat de rezolvat. Z este X plus 2Y totul pe 2. Și atunci haideți să înlocuim. Avem X-ul, care era 1 pe 2, plus 2 ori Y, adică 2 ori 3 pe 4, chiar am putea scrie ca 2 pe 1, totul supra 2. Observăm că la această înmulțire avem o simplificare și atunci rămânem cu 1 pe 2 plus 3 pe 2, totul supra 2, asta înseamnă că z este egal cu radical din 1 pe 2 plus 3 pe 2 e 4 pe 2, totul pe 2. Și acum 4 pe 2, adică 4 împărțit la 2 e 2 și rămânem cu 2 pe 2, iar z este radical din 2 pe 2, adică radical din 1, care e 1 și bineînțeles că este un număr natural. Și am terminat al treilea exercițiu, am ajuns la prima problemă de geometrie mai interesantă. Poate, nu, nu, am zis mai grea, am zis doar mai interesantă. În figura alăturată este reprezentat triunghiul isoscel ABC cu AB egal la egal 10 cm, BC-ul de 12 cm. Și avem cele două înălțimi AD și BE. Arătați că aria triunghiului ABC este de 48 de cm pătrați. Voi dubla această pagină pentru a rezolva punctul A prin mai multe variante. O variantă pe care cred că o folosiți majoritatea este să profitați de faptul că aveți un triunghi isoscel și să aflați lungimea înălțimii AD, având în vedere că e un triunghi isoscel, noi știm că înălțimea cade la mijloc. Și atunci avem așa, triunghiul ABC este un triunghi isoscel de bază BC, iar AD este o perpendiculară pe BC, v-am prevenit că vom scrie toate detaliile, cu D care aparține lui BC, asta înseamnă de aici că D este la mijlocul lui BC, adică BD este egal cu DC și egal cu BC pe 2, adică avem 12 împărțit la 2 și anume 6 cm. Și acum putem să mergem în triunghiul ABD pentru a afla lungimea înălțimii. În care știm că măsura unghiului D este de 90 de grade, și atunci rezultă din teorema lui Pitagora că suma pătratelor cateterului, adică A de la 2 plus B de la 2, egal cu AB la 2, ceea ce înseamnă că A de la 2 plus BD-ul e 6 și avem 6 la 2, egal cu 10 la 2, ceea ce înseamnă că A de la 2 plus 6 la 2 este 36. 10 la 2 e 100. Bineînțeles, puteți să le duceți și pe 6 la 2 în dreapta și faceți o formulă de calcul, dar poate e mai complicat cu formule. Și atunci AD la 2 va fi 100 minus 36, adică 64. AD reprezintă lungimea unui segment, adică e un număr pozitiv, ceea ce înseamnă că AD este radical din 64. Adică AD va fi de 8 cm. Și acum voi scrie în partea de sus. Pentru aria triunghiului ABC vom folosi formula cea mai simplă, baza ori înălțimea pe 2, adică BC ori AD totul pe 2, BC-ul e 12, înălțimea e 8, totul pe 2, simplificăm 8 cu 2 și rămânem cu 4, respectiv 1. Asta înseamnă că avem 12 ori 4 și anume 48 de centimetri pătrați, exact ce se cera la punctul A. Aceasta este o variantă. Însă, am spus că aș vrea să mai vedem o altă variantă. Având în vedere că noi știm toate laturile și sunt numere naturale, sunt numere frumoase, cum procedăm când vrem să aflăm aria? Spre exemplu, dacă nu era un triunghi cel și aveați 10, 12 și un alt număr natural, nu mai aveați cum să aflați lungimea înălțimii. De aceea, când știm toate laturile unui triunghi, putem să folosim formula lui Heron, adică acea formulă cu un radical mare, și aveați semiperimetru, pe lângă semiperimetru minus lungimea unei laturi, adică semiperimetru minus A, semiperimetru minus B și semiperimetrul minus C. Așa că haideți să aflăm semiperimetrul, care este jumătate din perimetru. Și atunci avem 10 plus 10 plus 12 pe 2. Asta înseamnă că semiperimetrul va fi 10 plus 10, 20, plus 12, 32 supra 2 și atunci rezultă că semiperimetru este de 16 cm. Adică aria va fi radical din 16 ori 16 minus, luați laturile în ce ordine vreți, și 10, 16 minus 10 din nou și 16 minus 12. Asta înseamnă că aria va fi radical din 16 ori 16 minus 10 e 6, încă un 6, iar 16 minus 12 este 4. Nu facem înmulțirea asta, nu vă gândiți la așa ceva. Am putea să-l scriem pe 16 acesta ca un 4 la 2, pe 6 ori 6 îl putem scrie ca 6 la 2 și pe 4 îl putem scrie ca 2 la 2. Și acum observăm că în radical avem de fapt un pătrat perfect, avem 6 ori 4 ori 2 totul la 2 și scăpăm de radical. Ceea ce înseamnă că rămânem cu 6 x ori 4 ori 2, 6 ori 4, 24, iar 24 ori 2, 48 de centimetri pătrați. Sunt curioasă care variantă vi se pare mai, mai simplă, mai frumoasă, mai elegantă. Prima, cea în care aflați înălțimea, sau această variantă în care aflați aria cu formula lui Heron. Acum, revenim la punctul B. Sau poateți găsi voi altă metodă. Unde la punctul B, trebuie să arătați că B de la a doua este AD ori de F. Ce interesant! Haideți să vedem cum am putea să facem asta. BD-ul e 6, îl știm, dar mă gândesc oricum am putea să facem și altfel, nu neapărat știind valorile lor. Dacă ar fi să merg aici, unde nu am aflat cât este BD și nu am aflat cât este AD, DF-ul este bucățica aceasta mică și AD-ul este toată înălțimea. Mă gândesc să facem o asemănare. Dacă ne uităm la triunghiul BFD, observăm că avem un unghi drept. Apoi avem un unghi, unghiul F care este opus la vârf cu unghiul AFE. Haideți să vedem ce legătură există între unghiul FBD și unghiul de sus. Dacă noi știm că suntem, de fapt, haideți să mergem să lucrăm în triunghiul BFD. Din, din triunghiul BFD, noi am putea să scoatem că măsura unghiului FBD este 180 de grade minus unghiul drept, adică unghiul BDF plus unghiul acela F cu trei litere, avem unghiul BFD. Adică vom avea că măsura unghiului FBD este 180 de grade minus 90 de grade, am putea chiar să desfacem paranteza, minus BFD și atunci măsura unghiului... FBD va fi egală cu 90 de grade minus unghiul cu vârful în F. Dacă mergem în unghiul de sus, avem unghiul, măsura unghiului FAM, este 180 de grade minus unghiul drept, adică unghiul AEF, minus unghiul cu vârful în F și anume AFE. Și atunci vom avea că măsura unghiului A. F.A.E. este egală cu 180 de grade minus 90 de grade minus măsura lui A.F.E. Ceea ce înseamnă că măsura unghiului F.A.E. va fi egală cu 90 de grade minus măsura unghiului A.F.E. Și acum, haideți să punem cap la cap asta și o să vedeți ce ușor va fi. Imediat. M-am gândit poate merge și cu funcții trigonometrice. Voi puteți să încercați și altă variantă și ca de obicei îmi spuneți în comentarii și vom găsi varianta cea mai simplă împreună. Avem măsura unghiului FBD pe care o aflați era 90 de grade minus măsura unghiului BFD. Apoi măsura unghiului FAM era 90 de grade minus măsura unghiului AFM, însă noi știm că unghiurile BFD și AF. AFE sunt congruente pentru că sunt unghiuri opuse la vârf. Și atunci, din astea, din 90 de grade, dacă scadem o cantitate la fel, ne rezultă că măsura că unghiul FBD este de fapt congruent cu unghiul FAM și cum punctul F se află pe, BD, pe AD, ne rezultă și punctul E mă grăbesc. Și punctul E se află pe AC, ne rezultă de fapt că unghiul FAE este de fapt unghiul DAC, este unghiul cu vârful în A. Și atunci ne rezultă că unghiul FBD este congruent cu unghiul DAC și vom nota această relație cu 1. Acum haideți să facem asemănarea de care vorbeam. Vă propun să comparăm triunghiul mic, triunghiul acesta, FBD, cu vecinul său. Și avem așa denumirea de la primul BFD. Cu și acum, am luat BFD, am mers pe ipotenuză și pe cateta mică. Asta înseamnă că la fel trebuie să merg pe ipotenuză și pe cateta mică. Și atunci avem AC este ipotenuza și cateta mică este CD. ACD. Și comparăm cele două triunghiuri. Avem mai întâi unghiul FBD, congruent cu unghiul DAC, datorită relației 1. Apoi, aveam unghiurile drepte. La 2, unghiul BDF, congruent cu unghiul ADC, pentru că au 90 de grade. Și atunci rezultă din cazul unghi-unghi că triunghiul BFD este asemenea cu triunghiul ACD. Și din asemănarea lor, haideți să scoatem rapoartele vom avea așa BF, ipotenuza din triunghiul mic, pe ipotenuza din triunghiul mare, egal cu FD supra CD, egal mai departe cu BD supra AD. Și vă propun să luăm ultimele două rapoarte și avem FD supra CD-ul, știm că este congruent cu BD pentru că D era la mijloc, Egal cu BD supra AD și dacă facem produsul mezilor și produsul extremilor, BD ori BD înseamnă BD la puterea a doua, egal cu AD ori DF, exact ce se cerea și, observați cum am reușit să rezolvăm fără să depindem de fără să depindem de lungimile segmentelor pe care noi le-am aflat de fapt cu varianta în care are era baza ori înălțimea pe 2. Sunt curioasă cum ați procedat voi aici, poate ați găsit așa cum am spus o altă variantă, mă gândesc cu funcții trigonometrice. Vă mă rog să-mi spuneți în comentarii și haideți să mergem mai departe la 5. În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel ABCD cu AB paralel cu CD. Lungimea laturii AB este de radical din 3 cm. AD-ul este de 3 cm și diagonala AC 3 radical din 2 cm. Punctul A. Determinați perimetrul triunghiului ABC. Observăm că ne lipsește latura BC, așa că haideți să o aflăm. Având în vedere că trapezul acesta este isoscel și știm că AB este paralel cu CD, ne rezultă că AD și BC sunt laturile neparalele și atunci ele sunt congruente. AD va fi congruent cu BC, cum AD-ul are 3 cm. De aici ne rezultă că și BC-ul are tot 3 cm. Haideți să aflăm acum perimetrul triunghiului ABC, care va fi AB plus BC plus AC. Și haideți să înlocuim. Avem radical din 3 cm plus 3 cm plus 3 radical din 2 cm și am putea să scriem radical din 3 plus 3 plus 3 radical din 2 cm. Mă gândeam dacă am dat un factor comun, un radical din 3 am putea, dar nu e neapărat. Și din radical din 3 rămânem cu 1. 3, dacă îl împărțim la radical din 3, gândiți-vă că pe 3 îl puteți scrie ca radical din 9. Și atunci aveți radical din 9 împărțit la radical din 3, adică radical din 3. Și la fel și aici, dar cred că e cam complicat. 3 radical din 2 împărțit la radical din 3. Când le introducem pe 3 în radical, vine radical din 18 împărțit la radical din 3 și atunci rămânem cu radical din 6. Am putea să rămânem cu perimetrul în prima variantă, nu neapărat cea cu factor comun. Și acum, haideți să vedem punctul B. Determinați distanța de la C la AD. Prin distanță de la un punct la o dreaptă, înțelegem lungimea perpendicularei din acel punct pe Dreapt, în acest caz, din punctul C pe AD. Haideți să vedem ce am putea să facem în acest trapez foarte drăguț, din care ne lipsește baza mare, din păcate. Am putea să trasăm înălțimile, cum facem de obicei, de altfel, într-un trapez. Construim atunci A, E, să spunem, și BF perpendiculare și avem așa, fie AE o perpendiculară pe DC cu E, care aparține lui DC, și BF o perpendiculară pe DC cu F care aparține lui DC. Asta înseamnă de aici că patrulaterul care se formează ABFE este, atenție, un dreptunghi nu un pătrat cum ar sugera poate și desenul. Și atunci ne rezultă de aici că EF are aceeași lungime cu AB, adică EF egal cu radical din 3 cm. Apoi, ce mai știm din trapezul acesta isoscel e că DE e congruent cu FC și cam atât. Pentru a afla distanța de la C la AD, eu simt nevoia să aflu baza mare, să aflu de ul Poate ne ajută într-un fel sau altul. Așa că vă propun să aflăm înălțimea AE, respectiv BF-ul, să l aflăm prin două modalități. Ce-ați spune dacă am face mai întâi, spre exemplu, AE-ul odată în triunghiul ADM și apoi în triunghiul AEC? Și apoi le egalăm să vedem ce se întâmplă. Avem așa, din triunghiul ADM, în care știm că măsura unghiului E este de 90 de grade, ne rezultă prin teorema lui Pitagora că AE la a doua plus DE la a doua, pe care nu știm, egal cu... A de la 2. Și atunci avem A e la 2 plus nu știu să notăm cu X, X la 2. Și atunci o să avem X și aici și aici. Egal cu A de la 2, adică 3 la a doua 9. Și lăsăm relația pe loc. Mergem acum în triunghiul A În care unghiul e are 90 de grade. Și la fel ne rezultă din teorema lui Pitagora că A e la 2 plus. EC la a doua egal cu AC la a doua. AE-ul, nu știm, nu e nicio problemă. EC-ul, observăm că este format din EF, adică radical din 3 și X, totul la a doua, egal cu 3 radical din 2 la a doua, haideți să-l calculăm. Și avem 3 la a doua e 9, radical din 2 la a doua dispare radicalul și rămânem cu 9 ori 2, adică 18. Și acum haideți să luăm cele două relații, le aranjăm unele sub altele și vedem ce facem. Avem ae la a doua plus radical din 3 plus x la a doua egal cu 18 și ae la a doua plus x la a doua egal cu 9. Haideți să le scădem. Și atunci observăm că scăpăm de ae la a doua și vom avea în stânga radical din 3 plus x totul la a doua minus x la a doua. Observați că avem ce ne-a rămas din prima și ce ne-a rămas din a doua egal cu 18 minus 9, adică 9. Și nu știu cum vă gândiți voi să faceți, însă eu mă gândesc la formula de tipul A la a doua, minus B la a doua. Pentru că observați că aveți o diferență de pătrate. Și știm că vom obține A minus B pe lângă A plus B. Adică, în acest caz, vom avea radical din 3 plus x minus x pe lângă radical din 3 plus x plus x. Avem o dată a minus b pe lângă a plus b. Și observăm că din prima paranteză dispare x-ul, așa că avem radical din 3 ori, radical din 3 plus x ori x, adică 2x, egal cu 9. Să desfacem paranteza sau l-am putea duce pe radical din 3 cu împărțire. Cred că ar fi mai drăguț să-l ducem cu împărțire. Și atunci avem radical din 3 plus 2x, egal cu 9 supra radical din 3. Haideți să raționalizăm și avem că radical din 3 plus 2x este egal cu 9 radical din 3 pe 3. Simplificăm și atunci avem radical din 3 plus 2x egal cu 3 radical din 3. Îl ducem pe radical din 3 cu operația de scădere, ceea ce înseamnă că în stânga rămânem doar cu 2x, iar în dreapta 3 radical din 3 minus radical din 3 înseamnă de fapt 2 radical din 3 împărțind la 2 obținem că x este radical din 3 cm adică de egal cu fc și egal cu radical din 3 cm Haideți să scriu și pe desen Mai avem doar puțin Mergem acum să aflăm lungimea bazei mari de ceul. Observăm că este format din DE, EF și FC și atunci vom avea radical din 3 plus radical din 3 plus radical din 3, adică de ce egal cu 3 radical din 3 cm. Și haideți să ne gândim cum ne-ar putea ajuta asta la aflarea distanței de la C la AD. Dacă ne uităm la triunghiul ADC, Observăm că noi știm de data aceasta toate laturile. Ce ați spune dacă am verificat? Dacă nu cumva e un triunghi dreptunghic. În cazul în care e un triunghi dreptunghic, e clar cine va fi distanța de la cel la AD. Sau e clar că va fi mai ușor de aflată. Așa că vă propun în triunghiul ADC să vedem cât este A de la a doua, cât este de cel la a doua, cât este A la a doua. Haideți să scriu mai frumos în partea de sus, voi șterge. Încă o dată, în triunghiul ADC, AD la a doua înseamnă 3 la a doua, adică 9. DC la a doua înseamnă 3 radical din 3 la a doua, adică 3 la a doua e 9, radical din 3 la a doua dispare și rămânem cu 3, iar 9, 327. Și acum AC la a doua, l-am calculat cred că și mai devreme, era 3 radical din 2 la a doua și era 18. Și ce observăm? observăm că pe ce la a doua îl putem scrie ca a de la a doua plus acela a doua. Asta înseamnă, dacă faceți verificarea, 27 este egal cu 9 plus 18. Și atunci ne rezultă din reciproca teoremei lui Pitagora că triunghiul de a este dreptunghic în unghiul a. Gândiți-vă că dc-ul este cea mai mare dintre laturi, așa că ea va fi ipotenuza, și atunci Aul este unghiul drept. Ceea ce înseamnă de aici că CA este o perpendiculară pe AD, așa că distanța de la C la AD este lungimea lui AC și anume 3 radical din 2 centimetri. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați găsit o altă variantă de rezolvare. Varianta aceasta cu X nu este extrem de simplă, mie mi se pare frumoasă, dar nu știu dacă voi sunteți de acord cu mine, așa că vă rog să-mi spuneți în comentarii orice altă variantă de rezolvare ați găsit. Și haideți să mergem la problema 6. În figura alăturată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată, unde AB este de 10 cm și înălțimea VO 5 radical din 2 cm, trebuie să aflăm cât este muchia laterală. Și apoi vedem noi ce facem cu E și cu F. Dar momentan să ne concentrăm pe ceea ce știm. Pe ceea ce e mai ușor, de fapt. Așa că, haideți să vedem punctul A. Vei face cu o culoare VO, îl știm. E 5 radical din 2. Ca să-l aflăm pe CV, e clar că ar trebui să luăm un dreptunghi, că ar fi cel mai simplu să facem asta. Și ce-ți spune dacă am lucrat în triunghiul acesta, în triunghiul VOC? Dacă reușim să aflăm cât este OC, atunci, automat vom afla, prin teorema lui Pitagora, cât este CV-ul. Pentru asta, având în vedere că avem o piramidă regulată, e clar că baza este un pătrat. Dacă O este centrul bazei, adică dacă diagonalele AC și BD se intersectează în punctul O, atunci ne rezultă că OC este jumătate din AC. Dar OC va fi egal cu. Care e formula pentru AC, adică formula pentru diagonala unui pătrat, este latura radical din 2. Așa că avem latura radical din 2 pe 2, și anume 10 radical din 2 pe 2. Simplificăm și rămânem cu faptul că OC este 5 radical din 2 cm. Și acum, haideți să mergem în triunghiul VOC. Noi știm că VO este, o este înălțimea piramidei. Asta înseamnă că VO este o perpendiculară pe tot planul ABC. Și cum OC este inclus în planul ABC, ne rezultă de aici că VO este perpendicular pe OC, adică triunghiul VOC este dreptunghic în O. Și atunci ne rezultă din Teorema lui Pitagora că VO la 2 plus OC la 2 egal cu VC la 2 și atunci vom avea. 5 radical din 2 la 2 plus 5 radical din 2 la 2 egal cu VC la 2. Haideți să calculăm separat. Și avem 5 la 2 este 25. Radical din 2 la 2 dispare și rămânem cu 2, așa că vom avea 25 ori 2, și anume 50 plus 50 egal cu VC la 2. Asta înseamnă că VC la a doua va fi 100. Cum VC reprezintă lungimea unui segment, e clar un număr pozitiv. Asta înseamnă că VC este radical din 100. În concluzie, VC are 10 cm exact ce se cerea. Și acum punctul B. Demonstrați că dreptele VG și BC, unde G-ul este intersecția dintre AE și DF, sunt perpendiculare. Elevii, în general, când văd sub punctul acesta, se gândesc: Dar cine e VG-ul? Că eu văd BC-ul pe desen, dar de unde le iau pe G? Haideți să vedem. Noi știm că intersecția dintre AE și DF, intersecția dintre cele două, haideți să le fac mai subțiri, este punctul G. Deci avem DF cu AE, acestea se întâlnesc în punctul G, undeva aici. Și acum, haideți să-l trasăm pe VG, să vedem unde e. Am făcut G-ul cam mare, e imposibil să nu se vadă. Și trebuie să arătăm că VG, cea galbenă de sus, e perpendiculară pe BC. Abia aștept să rezolvăm împreună această cerință. Haideți să vedem ce nu am folosit încă din datele problemei. Noi știam că punctele E și F sunt mijloace. Am folosit noi asta până acum? Răspunsul este nu. Așa că e cazul să le folosim. Haideți să vedem. Voi ștergem și să ne gândim la ce ne ajută că E și F sunt mijloace. Cum se numește segmentul acesta format de mijloace la două laturi? Este o linie mijlocie. Și atunci vom avea așa... Noi știm că E este mijlocul lui VBM și F este mijlocul lui VC. Asta înseamnă de aici că EF este o linie mijlocie în triunghiul VBC. Și atunci ne rezultă de aici că EF este paralelă cu BC. Și lungimea lui EF este jumătate din lungimea lui BC. Bun, și aceeași. Haideți să ne gândim ce legătură are cu cea de sus, nu-i așa? Pregătiți pentru partea finală? Haideți să vedem ce știm mai departe. Noi știm, nu-i așa, că BC-ul este paralel cu AD în pătratul de jos. Asta înseamnă că EF este o. Paralelă cu AD, de fapt. Noi mai știm că BC are aceeași lungime cu AD, sunt congruente, și cum EF era jumătate din BC, ne rezultă de fapt că EF este și jumătate din AD. Și acum, haideți să refacem desenul aveam cele două care se întâlneau în punctul G. Și haideți să ne uităm la triunghiul GAD. Noi aveam punctele E și F, însă nu știam unde se găsesc aceste puncte, nu-i așa? Haideți să vedem. Noi dacă am arătat că EF, uitați-vă la triunghiul verde, da? Este paralelă cu AD și este jumătate din AD. Ce ne rezultă că este EF în triunghiul verde, de fapt? Ne rezultă că este o linie mijlocie. Ne rezultă că EF este o linie mijlocie și în triunghiul GAD. Și acum vă întrebați: Bun, și asta la ce mă ajutăm? Păi ne rezultă de aici că F este la mijlocul laturii GD și punctul E va fi la mijlocul laturii AG pentru a elibera puțin desenul, aș voi păstra doar punctul F în spate. Și avem așa, F era la mijlocul lui GD, dar totodată era și la mijlocul lui CV. Și noi știm că AG, că DG se intersectează cu VC în punctul F. Oare ce fel de patrulater sau ce patrulater va fi acesta din spate, având în vedere încă o dată că F este la mijlocul lui DG și a lui CV. Este un paralelogram. Și atunci, haideți să vedem. Avem așa că DG se intersectează cu CV în punctul F și noi știm că F este la mijlocul lui CV, adică VF, congruent cu CF și DF este congruent cu FG. Asta înseamnă de aici că patrulaterul VGCD este un paralelogram și de aici ne rezultă că VG este o paralelă cu DC. Însă DC era o perpendiculară pe BC, iar din astea ne rezultă concluzia și anume că VG este o perpendiculară pe BC, exact ce ce ni se cerea. Sunt curioasă cum vi s-a părut primul test de pregătire pentru examenul de evaluare națională. Vă rog să-mi spuneți în comentarii părerea voastră dacă vi s-a părut greu, dacă vi s-a părut ușor, dacă v-ar bucura un astfel de test la examenul pe care îl veți da în vară. Vă doresc mult spor la învățat în continuare!